Se dau banurile în momentul de față. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Numele meu este Alex. Astăzi este primul turneu de membri pe care îl facem pe acest canal. Va fi un turneu epic. În momentul de față nu avem premii, cel puțin pentru turneul ăsta, pentru că am fost băbălău și în loc să cumpăr repeurile pe E1, le cumpără pe EUVest. O să fie turnee săptămânale în fiecare săptămână. În fiecare duminică, în principiu, vom avea câte un turneu pentru membri. Care sunt regulile turneului și cum funcționează? Jucătorii care joacă în turneu sunt randomizați. Luați de pe chat, random total, ca toată lumea să aibă o șansă corectă. Vom juca un match cu 10 jucători random, echipele făcute random. E, astăzi v-am zis, facem turneu mai scurt, o să fie în total doar 2 meciuri. Câștigătorul din primul meci cu câștigătorii din al doilea meci. Așa vor și rămâne echipele, ca să se înțeleagă, super simplu, da? Așa vor și rămâne echipele. Poftă bun, Alex, mersi frumos, a fost cum trebuie, a intrat. Zici că-s la turneu profesionist, aia și zic. Hai să vedem, deci în echipa din stânga momentan avem Thresh, Kuka este cel mai probabil pe bot lane. Warwick cred că joacă top lane, pentru că nu cred că e Warwick de fapt este jungle, dacă ar fi să ne luăm după banuri. Vladimir mid lane și Rengar top lane. În echipa din dreapta avem Blitzcrank cu Varus pe bot lane. Avem Kayn în junglă cel mai probabil, 100%. Aatrox 100% e top și Yone joacă mid. N-a fost pregătit pentru invade-ul ăsta, interesant. Deci s-a făcut invade și o să fie o bătălie în tufă. Direct un hook pe Varus, cred că se face first blood aici. Un flash boom peste zid, Pantelimon și Armonium, două flash-uri, ambii. Random all time e 100% mort, n-are cum să scape pentru că vine și Yone. A, dar Yone e în echipa lui de fapt, stai că ăsta e red side-ul. Am uitat că s-a dat invade. Ok, nu-mi zice că scapă. Nu cred că scapă. N-are cum. A scăpat! Random all time. Ok, și s-a luat first blood-ul de fapt din partea red. Oh my god. Nu mă așteptam la asta, sincer. Deci, cum am vorbit prost despre random all time, cu level 19 al lui pe cont, aparent a supraviețuit și s-a făcut treabă. Chiar posibil Kyoto în momentul ăsta a făcut first blood-ul, ceea ce e huge, pentru că poate să abuzeze Vladimirul la grav. Un pic de luptă aici pe top lane, unde Aatrox face treabă. Frumos. Un pic dezaranjate, astea mi-ar plăcea să le aranjez o leacă. Da, cam asta ar trebui și trash-ul cu așa și asta e. Bun. Bun, acum le înțelegem, are sens. Ok, și se bate. Până la urmă, Rengar se bate cu eu. Dar n-are cum să pierdă Rengar, nu-i așa? Da, Rengar câștigă, să vă dau la așa. Bravo, Vere, să vă dau la așa. A dat-o. Ok, un pic de luptă. Cred că e numai trade, nu se întâmplă nimica. Pentru că e greu să-l bați pe Vladimir. Știm cu toții asta. E greu să moară Vladimir, veți să vă mint? Ok, nu citim chat-ul în timp ce suntem, by the way, da? Nu citim chat-ul pe meci, în timp ce suntem în turneu. După ce termină meciul, citim chat-ul și toate cele. Ok, bătaie aici, mă rog, e un mic trade, să vedem cum stăm cu farm-ul, 14 farm pentru Kai'Sa, nici un bot laner. Oh, un hook de-a lui Thresh, dar are, ok, ambii au boner, așa îmi place mie să-i zic. Ok, cred că se ia kill-ul, n-are Q sau E. Se ia kill-ul, ok, se ia kill-ul pentru Kai'Sa, un trade interesant, dar Kai'Sa a făcut level 3. N-au respectat level 3-ul inamicilor și Kai'Sa cred că ia double kill lejer. Da, double kill pentru Kai'Sa, e huge chestia asta. Dar i-a dat cancel practic la ultimata. Ok, Rengar cu un gank interesant pe bot lane. Moare din nou AD carry-ul, unlucky. Ok, double kill din nou pentru Kai'Sa. Dar pe farm stau la fel, aia e interesant. Nu chiar, are 34 acum. Da, Kai'Sa asta e broken în momentul ăsta, are 4 healeri, nu cred că mai o poți opri și a luat și cool, by the way. Și oricum runele proaste pe Varus, având în vedere că cred că se duce AP, pentru că oricum n-au AP în echipă. Deci runele destul de proaste pe Varus, că first strike-ul ăla nu prea te ajută. Voi că ați făcut o chestie bună, dar n-ați făcut pentru că Rengar era pe drum cu ultimata. S-o vă dau la muie, ține meciul ăsta în corz, îi face varză. Deci Rengar... Pă, să vă dau la așa, îi face varză. Și Armonium este deja 6 kill-uri. Ok, dar Kayn? No, l-a prins în hook Rengar. Unlucky, că putea să-l omoare pe Rengar și lua așa de-a mare. Dacă aș fi red side, aș focus bot lane-ul. Deci Rengar joacă bine, pentru că își apără bot lane-ul de gank-uri. Ok. Momentan, baza stă în mâinile lui... posibil Kyoto pe Yone. Rengar. Rengar sare pe Kayn și Kayn își dă ultimata totuși. Acum e acum, cum v-am zis.
Ok, a murit până la urmă Kane, ceea ce e unlucky, dar va muri și Rengar pentru asta. Ok, se dă shutdown-ul pe Rengar, 2 kill-uri pentru Aatrox, well played. Well played acolo la Zvan, dar bot lane nu este, da. Pe bot lane e, da. În schimb stă bine pe farm Varus, aia e faza. Mi se pare, cred că Blitzcrank omoară un pic lane-ul cu hook-urile alea care sunt foarte periculoase, având în vedere că e clar că n-au cum să câștige 2v2-ul. Blitzcrank-ul face niște hook-uri care sunt un pic prea crazy. Aș juca safe pe bot lane, având în vedere că mid lane-ul și top lane-ul meu câștigă atât de rău. Aș juca safe pe bot lane, așteptând poate un gank, un roam de la Ione. Ok, și da, mi-aș fi dat recall, pentru că acum pierzi și mai mult, oh my god. E out of control ce se întâmplă pe bot lane. Nu cred că mai au vreo șansă ever. Trebuie să ia shutdown-ul. Randomizate din nou, pentru că ne bazăm pe puterea solo a fiecăruia. Până la urmă e ca un fel de solo queue, că nu se știu jucătorii. Deci cred că vom randomiza echipele și în finală, să nu rămână aceleași echipe. Ați înțeles ideea. Ok, o luptă interesantă, în care moare Ione. Moare Ione, interesant. Dar Redside ia kill pe Vladimir. Interesant. Kane face un kill, 1-6 pentru Kane în momentul ăsta. Not bad, not bad. Se ia chiar Drake-ul. După această luptă interesantă, se ia Drake-ul. Foarte bine. Foarte bine, Redside-ul și revine ușor, ușor. Diferența de gol nu e atât de mare, deși ai crede că e mare, pentru că zic 15-8. Dar nu e atât de mare, știi? Ok, Aatrox cu o încercare, dacă intra acolo sweet spot-ul de pe Q2, era super OP. Ok, Rengar vine și de one shot. Rengar things. Ultimata lui Ione, nu e nicio problemă. Dar, ok, era toată și ultimat lui, lui Warwick, ce luptă. Ok, un collapse de 4 oameni pe top. A venit toată lumea să-l facă varză pe Aatrox. Cam asta e faza când ești top laner și ești fidat și alte chestii, o să vină mulți oameni pe tine. Dacă Aisa își permite să stea pe bot lane singură în momentul ăsta, ba chiar cred că ar putea să câștige lupta dacă ar încerca să facă 1-1v2. Dar nu cred că vrea să dea engage, cred că vrea să joace safe. O să-mi sup un asur rapid. Ok. Cred că moare Rengar aici. Nu. Ba da? Poate, poate, sunt șanse să moară Rengar. Un Q total ratat de... Dar Rengar fuge. Rengar știe că n-are cum să câștige lupta asta pentru că Ion e fidat. Sau nu, Rengar vrea să o câștige. Și foarte bine jucat de Rengar. Cred că moare, cred că moare. Nu ratează Q-ul, dat-o moare. Și Vladimir cu clean-up-ul. E și Warwick. Vine și Aatrox, dar nu... Și se face kill-ul pe Vladimir. E incredibil. Și Aatrox cred că moare, moare. Nu, moare. Da, moare Ione, foarte aproape. Aproape să le iasă super clean lui Ione și Aatrox acolo. Ione a jucat foarte bine faza. E simplu pentru ei, poate să-și facă armură. Ok, un hook bun pe trash, dacă ei s-au să dea prea mult. E... Moare trash totuși, moare trash. Pe, mă rog, ia Blitzcrank kill-ul. Da, unlucky. Cred că a murit de la Ignite. Da, Blitzcrank a dat Ignite-ul și până la urmă cumva e tot favorabil trade-ul pentru Blue Side. Pentru că a luat Blitzcrank kill-ul, unlucky. By the way, băieți, nu vreau să văd hater, nu vreau să văd toxicitate, da? Pierde un lane, pierde altul, nu contează, imaginează că ești în solo queue. În solo queue, tu faci diferența. La fel trebuie să ieși aici, ok? Nu vreau să văd toxicitate, am pierdut din cauza lui ăla, ăla e slab, nu știu ce, ăla e bun. Vreau să fie un mediu frumos. Ok, foarte interesant ce a făcut Ione aici cu play-ul ăsta. A mai omorât din nou stai, a omorât-o pe Kai'Sa. Deci e huge. A luat Ditai shutdown-ul, Ione e fidat rău de tot acum. Ione este fidat rău de tot acum. Și Kane cu Aatrox fac treabă foarte bună pe top lane. Cu Heraldul dau chiar tier 2-ul, care e ok și cred că moare și... O să vine și Rengar, să vedem, e foarte interesant. Dar moare repede e Warwick, nu cred că mai vine Rengar. N-are cum să se bată Rengar cu 2, e foarte greu, mai ales dacă n-are tufe. Nu știu exact ce face, ok, încearcă să baituiască. Să vedem dacă vor fi baituiți, pentru că vine și Vladimirul și Rengarul e aici. O să fie o luptă interesantă pe top lane. Să vedem, reușește să nimerească W. Nu-și prinde combo-ul la Aatrox. Cred că o să fugă, pentru că a ratat tot combo-ul efectiv. Trebuia să stea, trebuia să stea, cred. Pentru că putea să moară Rengar. Și Rengar în care shutdown? Da, în care shutdown. Dar și Aatrox are shutdown. Nu cred că vrea să fideze mai rău. E că a fost mai bine. For the better. Dar a fost bun play-ul. Bun play-ul. Ok. Ok, în momentul ăsta suntem la egalitate de bani. 33.000 gold pentru Redside. Dau mai încet asta.
să nu vă spargă din panel. 33.000 gold pentru red side, 33.000 gold pentru blue side. Deci suntem la exactă egalitate, o luptă aici. Foarte frumos Varus, încearcă cu ultimata, dar n-are damage pentru că de-abia și-a făcut un Acer Tooth. Mai are nevoie de iteme ca să poată să dea one shot-ul ăla pe care îl așteptăm cu toții de la una pe Varus. E destul de greu. După componentele pe care le-a cumpărat, Aatrox se bate într-un 1v2, e destul de greu având în vedere că ok, aici vine clutch, de fapt, Maw of Malmortius, da, vine Kai'Sa și, da, Kai'Sa cu Navori și, da, e greu. Are iteme deja, e greu să o bați. Cred că Ione 1v1 poate să o bată dacă joacă bine. Ok, bine. Nu, și-a dat flash-ul. Rengar no flash, guys. Rengar no flash, măcar. Pins până la urmă Lăzvan, posibil Kyoto intră în ei cu ultimata și moare, pentru că Kai'Sa dă prea mult damage, plus CC-ul de la Warwick e imposibil. Oh my god, Lăzvan, ce vine cu Q-spoturile alea. Q2-ul ăla insane. Pe Kai'Sa m-aș focusa, băieți. Știu că sunt prea mulți, dar eu tot aș încerca. Uite, știu cât de low e Kai'Sa. Și are din nou shutdown de 500. 1000, de fapt, ești nemân. Deci m-aș focusa pe Kai'Sa, sincer. Dar a murit doar o dată, a luat kill-ul atunci. Kane e prins în Q și folosește flash-ul pentru că a fost prins aiurea. Destul de mult damage pe Kai'Sa. Ok, un hook foarte bun. Ok, o ultimată foarte bună. Dar nu e suficient pentru că Aatrox-ul nu era acolo. Trebuie să se rotească Aatrox-ul la luptă sau să nu se bată. Ione va muri aici pentru că CC-ul este enorm, dar vine și Aatrox. Ok, se luptă. Lupta este on. Pentru că Kai'Sa nu este aici, țineți minte. Posibil Kyoto și Lăzvan, cum am zis, fac treabă. No spoilers, nu fiți nebuni. Pun bani pe echipa roșie, dar ok. Ok, o încercare de ceva. Ah, Kai'Sa e full build, by the way. Ok. Ce ultimată de la Ione, dar n-are follow-up. N-are follow-up, ok, se dă follow-up totuși. Ione vine foarte bine, aproape omoară pe Kai'Sa, dar Rengar e acolo să termine treaba. Dacă murea Kai'Sa era super bine, dar era și Vladimir în viață, de fapt. Ok, frumos. Nu e rău, nu e rău. Dacă murea Warwick-ul era ok, era un 3-2. Nu era rău. Dar acum o să se ia baronul. Acum o să se ia baronul. Pot să dau să fiu live, by the way? Da, nu, că pierdem timp și pierdem momente din așa. Da, blue side este destul de mult în față, plus că ia acum baronul, sunt șanse destul de mari să caute încheierea meciului. Mi se pare normal. Ok. Ok, Harmonium, frumos. Da, e over. E mort și Kane. Oh, yes, e over. Ok, ultimată bună, dar uite câtă viață are Kai'Sa în momentul de față. E atât de fidată încât Kai'Sa e tank în momentul de față. Da, e GG. Unlucky. Unlucky. S-a pierdut, nu din draft, s-a pierdut din 2-12 Kane. No hate, n-am, știți foarte bine, am și zis. Fără toxicitate și astea, fiecare și-a făcut treaba cât a putut. N-ai ce să faci. Dar acolo cred eu că s-a pierdut meciul destul de tare. Încă un minut și ne începe meciul, chat. Încă un minut și ne începe meciul. O să dăm și bun. Te-ți pregătiți? Ia de cei, dar vreau să fie așa ca să fie mai simplu să se prindă toată lumea. Bun. Se face invade de la echipa roșie. Din nou un invade, se joacă pe multe invade-uri în turneul ăsta, ce pot să vă zic. Ok, moare Braum. Nu, s-au dat ceva summoners. Opa! De Bruyne a donat 10 lei prin super chat. Te pup, De Bruyne, mersi frumos, frate. Mersi mult de tot, apreciez. Te pup, fratele. Mersi mult de tot. Fie să ai noroc în finală să câștigi acest turneu. Ok, bun. Începe trading-ul pe midlane. L-avem pe Ione care se bate cu cu Silas, niște trade-uri. Lily a început topside pe blue buff. Sins au început botside. Deci până la urmă invade-ul n-a dat cine știe ce roade. Să zicem că s-a dat exhaust-ul pe Amumu și flash-ul de pe Braum.
Deci nu s-au consumat prea multe summoner spells și alte chestii. Ok. Nici trade-uri, nici chestii, nici cine știe ce complicațiune. Cum am zis, eu personal cred că echipa roșie are un draft mai bun. Poate totuși să câștige normal și echipa albastră, în funcție de ce se întâmplă. Ok, niște trade-uri și pe top lane, nu-i prea trading, ok. Sare un pic Gabi Sweet pe el, încearcă să-i prinde un E, dar ratează EU, nu poate să facă un trade successful. I-a dat un pic de damage, dar nu cred că overall e mare, mare schema. Facă engage. Ok, blue side. Lilia face primul gank, să vedem. S-a dat flash-ul de pe Jin. Se dă un Q, se dă un W, n-are. Au, Ginusa, nu cred că trebuie să dea W-ul ăla, care există, da. Nu moare Lilia, moare în schimb și se face first blood-ul pe Jin. Ce play, ce întorsătură de situație, ok. Și se dă din nou engage, double kill pentru Jin. Triple kill pentru Jin, de fapt îl ia Mumu, dar nu este nicio problemă. Goof by David și Howie 47. Fenomenal play-ul, fenomenal, bravo. Bot lane-ul chepuit în momentul de față. Mid-ul, schimb, Ione reușește să aducă un pic... echilibru în acest match, pentru că ia Ione un kill. În momentul ăsta diferența de gold este de vreo 1000 pentru echipa roșie, cum v-am spus. Vedem ce se întâmplă în continuare, dar foarte, foarte frumos play-ul făcut de botlane. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. S-au descurcat foarte bine Ginu și Kuamumu și stau mai bine și pe farm, stau bine pe tot. Și-au dat un reset normal, au pușat wave-ul, o duc foarte bine. Cel mai probabil Lilia mă aștept. Ok, Sinzao vrea să facă un gank pe top. Lilia cred că o să flancheze mai mult botul acum. Dar Sinzao vrea să facă un gank pe top. Dar nu cred că vrea să se bage. Nu, no, vrea să joace safe. Joacă safe. Ok, intră totuși, n-are escape decât flash-ul. Și-a dat flash-ul, i-au scos flash-ul Wukong. Asta că poate să-i dea dive, teoretic, în momentul ăsta, dacă vor. Ok, Lilia vrea să vină pe mid, dar au ward-uri. Deci, nu e un gank successful făcut de Lilia pe mid. Farmeze un pic până când, ok. Un Q și un W de la Jin. Din păcate, oh, cred că e kill. Porceatul, kill, kill, Jin are 3-0, momentul ăsta, da, e destul de în față, botlane-ul la red side este foarte în față în momentul ăsta, e foarte, foarte în față, ok, frumos Q dat aici, își farmează simplu, nu știu de ce am zis că a fost un Q frumos, că până la urmă doar a farmat cu el, dar îmi place să hype-uiesc situația indiferent de ce se întâmplă, hai să dăm să fim cât mai live. Că suntem cu vreo 10 secunde în spate sau ceva. Bun. Acum suntem ok, suntem live, live, live. Ok, e kill, cred că e kill. Nu, nu, de fapt că a venit. Ok, cred că moare Ione aici. Dacă n-are flash-ul, dar are, are, are flash-ul. Dar oricum nu cred că e nevoie să și-l dea. Ok, Andu supraviețuiește aproape să moară. Au! Bine jucat de Andu cu ultimata acolo. Foarte aproape, am crezut că moare, sincer. Dar a jucat foarte bine și în care flash-ul. Oh! Haranakin întoarce situația, dar Every Javelin e aici ca să dea un pic de clean-up. Dar interesant, trade-ul de pe mid. E 2 kill-uri în momentul ăsta pentru Ione, un kill pentru Haranakin. Ok, bot lane-ul din nou, cred că e, da, Braum. E viu încă Braum, supraviețuiește, Venia kill pe Amumu. E mort Braum-ul, dar cred că pierde, da, are exhaust-ul. Ok, 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 shutdown luat pe Jin de către Vayne. Bot lane începe să arate din nou playable pentru echipa Blue Side. Diferență doar de 200 de gold în momentul ăsta. EU-ul cred că o să-i dea 100% sleep în momentul ăsta. Aratează W-ul în schimb și se ia kill pe Wukong 100% aici, da? Wukong moare și Lilia trebuie nevoită să se retragă, n-are ce să facă. Un kill super frumos făcut de Jax. Ok, și un Drake practic gratis. Practic gratis pentru Red Side. Dar Her Evelyn, nu? Every Evelyn, iertați-mă. Preferă să facă un trade la acest dragon, vrând să ia heraldul, ceea ce mi se pare ok, ok. Nu poți să contești un obiectiv cum ar fi Drake-ul, te duci în partea de sus și iei heraldul. Mi se pare total normal și cred că a fost cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie luată de Lily aici, pentru că nu aveau cum să bată Ginu și Amumu. Ginu în momentul ăsta chiar se apropie de Gale Force și o să fie grav momentul în care îl are. Ok, ratează EU, interesant, dar n-au flash. N-au flash, dar putea ca Ginu să moară. Ba da, Ginu are flash. Totuși dă sleep și Vayne-ul pușează înainte pentru a-l omorâ pe Jin. Ginu totuși supraviețuiește, ratează W-ul, dar totuși Jin își dă ultimata la 10 HP cât are el.
încearcă să nimerească. Nu, eu și să iau un kill, să zicem că e ok. A dat flash-ul plus un kill pe Amumu pentru un gank. Nu e rău, putea să iasă double kill pentru putea să iasă double kill pentru blue side. Deci e destul de ok. Și se face un gank pe mid. S-ar putea ca Ione să fie ok. Oh, ce play-uri. Hăr Anakin intră în el, dar nu poate să-l prindă. Prea stă prea bine Ione. E greu să-i faci gank-uri dacă știi să joace. Și din ce văd, Andu regele se descurcă bine pe Anakin, pe Ione, iertați-mă. Se descurcă bine. Top lane în momentul ăsta, cum stăm pe diferența de gold, nu ne arată exact, dar Jax cu siguranță are diferență de gold de cel puțin 300, pentru că are kill pe Wukong. Are și Ignite, dar e greu. Nu și-a dat ultimata încă, acum și-a dat-o, dar și cred că și-a dat-o prost. Cred că e mort, da. Și-a dat prost ultimata. Unlucky, unlucky, unlucky. Ok, Lilia vrea să dea plate-uri pe top pentru că are Heraldul. Să vedem. Totuși mid lane-ul... Ok, se pare că e un pic de bătaie aici. Xin Zhao se tatonează un pic cu Yone în junglă. Ok, not bad, not bad. Ok. Bătaie în junglă pe top side. O să vreau să mă uit aici pentru că sunt șanse... Unlucky boss, din păcate ratează flash-ul pentru că murea lejer Andu aici, dacă nu-și rata flash-ul. Să fie 100% un all-in, un W dat de Jin, ratat, dar Amumu moare foarte greu. Vayne îi dă fort shot-ul insane. Se vor chinui să o prindă pe Lilia, Q de la Amumu și moare Lilia, fenomen. A jucat fenomen, echipa, bravo Amumu cu Q-urile și Jin-ul. Și a venit foarte bine și Silas aici. Deci, ok, red side. Îl omoare și pe Ione 100%. 100%. E, mort. Nu știu ce să zic, boys. Eu mi-am pus banii pe red side. Voi ați spus pe blue. Ce faceți acum? Schimbați, a? Voi că, ba nu, n-ați schimbat. Are puțin mai puțină viață, dar nu că ar conta. Se dă un ok. Și cred că moare 100%. A fost foarte bun dive-ul. Foarte, foarte bun dive-ul. În momentul ăsta pare că se dă jungle diff-ul. Da. Se dă un pic jungle diff-ul, cum am zis. Lilia a fost în față la farm. A scalat mult mai bine. A jucat tot timpul la trade, la obiective, a dat câțiva dragoni, nu e problemă, dar acum echipa ei e mai puternică și își permite să conteste dragonii. Pentru că diferența în momentul ăsta între Jin și Vayne e doar de farm. Vayne are chiar un kill în față. Silas în schimb ia kill pe Ione. By the way, chat, trebuie să mă obișnuiesc cu vorbitul ăsta așa mult, că să moară Jackson, dar nu mă doare gâtul. M-a luat așa, un pic de strepsils, vă rog. Un pic de strepsils dacă se poate. Pacă, când are componentele. Dar nu cred că o să-l fac, cred că vrea la lor Dominic. Ok, Q. Ultimată, data de Braum, ultimată. Wow, nici nu înțeleg ce se întâmplă. Sunt atât de multe, oh my god, ok. Vayne vine clutch. Un pic de sărit acolo. Lilia, ok, kill. Făcut. 3 membri din echipa Red morți. Ok, Rare și Warwick din match. Vayne în late game e broken. Silas își ratează chain-ul. Unlucky. Ok, se vor duce să ia Drake-ul, 100%. Da, se duce la blue side momentan meciul, băieți. Chat, momentan meciul se duce la blue side. Își dă un Q, W ca să scape, prinsă, ultimată. De la Jin, destul de mult damage dat de la Jin, cred că moare Lilia aici. Nu! Lilia scapă din nou pe la muche de cuțit. Chat, dacă moare Lilia aici, e grav pentru blue side. Da, supraviețuit. Și vine Vayne, cred că o să curețe Vayne. Braum e încă în viață. Ok, ok, Jax. Jax is back. Na, Vayne. I-a dat one shot. I-a dat one shot. Howie 47, cum reușește să aibă atâta damage? I-a dat one shot. Numai că e jungle diff când e diamond și Xin e silver. Aie, nu l-am pus eu să joace junglă. Eu mi-aș pune cel mai bun jucător să joace junglă din echipă. Asta aș face în locul lor. În locul vostru mi-aș pune cel mai bun jucător să joace în junglă, dacă normal și știe să joace junglă, pentru că e cel mai broken role de departe, dacă știi să joace junglă. Oh, nu, și acum o să-i bată. Da, e mort. Amumu e mort. De 20 la W-ul lui Gina, mă-i mor. Deja Lilia dă foarte mult damage, e broken. În momentul ăsta Lilia dă mult prea mult. Și ați văzut cât de greu moare, pentru că e greu să o prinzi. Are movement speed 3 milioane.
Și joacă și Phase Rush, ca să fie treaba. Da, nu cred că mai au ce să facă Red Side în momentul ăsta. Poate să încheie lejer meciul Blue Side. Nu mai au obiective, nu mai au. Aici e momentul. E că aici se termină meciul. Am 1 minutul 30, dar a terminat itemul de suport. Acum l-are, acum l-are. E minutul 30 și l-are. Ba nu, nu l-are, nu-i așa? Nu l-are, ai dreptate, nu l-are. Fuck. Da, și joacă bine Vipond. Chiar joacă bine Vipond pe Braum. Ok, și tanchează un pituret, nu-l interesează, îi dă cu Resolve, îi dă cu toate alea, Demolisher. Ok, intră Anakin, intră ultimate, toate date, ultimată de la Xin Zhao. Lilia se duce și îl termină pe Xin Zhao cel mai probabil. Și da, aici se termină meciul. Da. Au jucat bine, mă, sincer, au jucat bine. Au jucat bine Red Side, chiar au jucat foarte bine. Unlucky de jungle. Băieți, când sunteți în echipă, cel mai bun jucător de la voi trebuie să fie în junglă, sincer. Cel mai bun jucător de la voi trebuie să fie în junglă. Ok, teoretic băieți, urmează finala. Javelin în junglă, De Bruyne 17 versus Andor Regele, Vipont X versus I Hooked You Sorry și Harmonium cu Rareș Warwick. Să vedem. Ok, un pic de trade pe Warwick. Warwick teoretic îl bate pe Renekton, aia e faza. Vedem ce se întâmplă, că teoretic, din câte știu, Warwick, pardon, Darius își câștigă lane-ul versus Renekton. Ok, cu flash. Dacă nimerea Q-ul ăsta, dar e flash din partea lui Renekton și flash din partea lui Darius. Dar Renekton are avantaj de teleport, aia e faza. Deci chiar e bine pentru el cumva trade-ul ăsta. Ok, și-a luat E-ul ca să poată să-și farmeze minioane și să facă trade-uri în siguranță. Nu și-a luat W-ul, cumva mi se pare smart chestia asta. Mai ales în lupta cu Darius. Ok. Bot lane-ul joacă chill. Are prior în momentul ăsta Blue Side pe bot lane. Evelyn și cu Hecarim stau foarte bine în junglă de data asta. Ambii fac full clear. Ambii fiind campioni de full clear style. Am realizat că aș putea să schimb și titlul pe YouTube. Marea finală. Save. Aia zic. Bom. Ce se întâmplă că nu înțeleg cine se joacă? Se joacă red cu blue. Subscriberi se joacă. Ok, Leona vrea să facă un engage, se ratează acolo, Blitz ratează și el hook-ul, deci I didn't hook you, not sorry, very good. Ok, un pic de E, se dă un flash, dar vine Hecarimu cu Ghost și cu E și sare totuși, o prinde pe Leona, dar un pic în spate pentru că și ea, bun, se face first blood-ul. Se face first blood-ul Harmonium, frumos Harmonium. Harmonium, Hecarim, foarte, foarte bine băieții, frumos. Face first blood-ul Evelyn, a încercat un gank pe Darius. Greuț. Un gank pe... Da, e mort. E mort că n-are flash. Sau... E mort. Că s-a dat flash-ul. Evelyn și-a dat flash-ul. Good to know. Evelyn și-a dat flash-ul. Se face kill pentru Evelyn, nu pentru Darius. Interesant. Dar încă avem teleport pe Renekton. Deci nu e atât de grav. Ok? Nu e atât de grav ce s-a întâmplat acum pe top. Pentru că v-am zis, Renekton are teleport. Ok? Ce greedy. N-a fost rău. Pentru că e... gravă linia în momentul ăsta pentru Ahri. O să ștea să-și farmeze minionii? I-a și făcut zone lui Ahri dacă eram în locul lui Annie. Da, să zicem. Știe și De Bruyne ce are de făcut. Ok. Să vă dau la Mumu și farmează junglă. Un camp. Băi, de fapt e fix egalitate între Evelyn și Hecarim în momentul ăsta. Evelyn one trick. Hecarim e one trick, cred că, de Rengar? Nu știu. Dar era mai greu cu Rengar meciul ăsta, cred. Ok, nice. Și farmează Lupin. E un meci mult mai echilibrat, v-am zis. Nu se întâmplă atât de multe chestii extraordinare. La modul gen 30 de milioane de kill-uri, pentru că nu e atât de low meciul, știi? E mai... sunt destul de echilibrate echipele, ceea ce e perfect. Ok, cu un W frumos pe Dragoș.
N-a fost un trade rău pentru Renekton, dar acum l-a tras și e destul de rău. E foarte rău. E rău. E rău de tot, e mort. E rău. E rău pe top lane. Pantelimon pidează un pic. Unlucky. Unlucky. Dragoș e un pic în față în momentul ăsta. O să ia și plate-uri. E grea linia. E grea linia pe top lane pentru Renekton, mai ales dacă joci contra Darius. Ok, un hook pentru încercatul. De fapt, nu reușesc să așa. Ok, vor să-i facă invade, să-i dea dive sau mă rog, lumoară până să ajungă în turn, nici nu. Că nu știe că e mort. Sau? Da, e mort, e mort, e mort. Ok, scapă. Îi dă ultimata, ok. Bine jucat de Renekton, Pantelimon. Ce întorsătură de situație. Bine rău de tot, Pantelimon. Cu stun-ul acolo pe Darius. Foarte bine jucat și el neavând R, țineți minte, dacă avea R, probabil omora și pe Evelyn. Dar neavând R, totuși. Frumos. Foarte frumos. Ok. Free Drake în momentul ăsta pentru Blue Side, aș spune. Pare că vor să conteste, dar se rotească și rotească. Nu, n-au cum să conteste, e imposibil. E imposibil, eu nu m-am vi pont aici și... Vine și Ahri, dar e târziu, e târziu, că e luat deja. E moartă, e moartă Evelina, dar vine și Ahri, care are ultimata activă. Ok, o să-ți dea Q, cred că e mort Vipont, 100%. Vipont n-are, da, bun, bun, bine jucat, să vă dau la Mumu. Să vedem, pentru că nu o să fie atât de ușor. Având în vedere că au luat deja Drake-ul, poate să conteste și Heraldul Blue Team. E greu cu Darius ăla acolo, dar poate să conteste teoretic și Heraldul. Teoretic, din punct de vedere al timpului. Mai fă un sondaj? Neee. Ce s-a votat, s-a votat, Aurelio. Ați votat Red? Aia ați votat? Nu se votează în timpul meciului. Ok, dă cancel la back. Elin 0-0, mid lane-ul, dar Elin stă bine pe farm, are 58 farm, stă foarte bine pe farm. Top lane-ul nu farmează foarte bine, dar cred că e cumva cea mai slabă linie din punct de vedere al rank-ului. Dar Pantelimon a făcut treabă bună acolo. Ok, vedem diferența de farm între jungleri. Evelyn e un pic în față, dar... Dar Blue Side are Drake. Deci, vedem. O să-i ajute mult Drake-ul ăsta pe linii. Mai ales dacă sunt trade-uri de-astea în care te bați cu inamicul și inamicul nu poate să-și facă viața. Tu având... De fapt, au un mountain. De fapt, e foarte bun mountain-ul. Credeam că e ăla de apă. Dar e mountain. Ok, un trade bun deja. Deja începe să se miște treaba și pentru Renekton. Are iteme destul de bune, are niște damage, are un pui de armură. E super ok. Super, super ok linia de pe top. Darius ducându-se pe full damage, deci... Da. Ok, dita-i wave-ul stacat pentru Pantelimon aici și Leanu. Au un Red Ward pe top. Vrea, ok, o să fie o luptă interesantă pe top. Pe top o să se întâmple ceva interesant în chat. Red. Încă nu știe că e Evelynia acolo. Încearcă cu niște hook-uri, nu prea ne intră nimica. Ok, vine și Evelyn 100%. Da, nu iese, pentru că și-a dat flash-ul. Ok, bine pe ultimată. Și e mort. L-a omorât pe Dragoș. Foarte frumos gank-ul făcut de Hecarim. E mort, e mort. Da, e mort. E mort, Evelyn broken. Evelyn broken. No, nu știe că e aici. E mort. Se întoarce situația. Ok, a venit și Annie. A venit și Annie și cred că e moartă Evelyn. E moartă. Nu, no, nu e moartă. E moartă. E moartă Evelyn, că a prins ultimul auto-atac. Ultimul auto-atac. Pantelimonul petrece. Ok, luptă pe bot lane. Mort Blitzcrank. Moare Leona prima și cred că Harmonium o să fie... Cred că moare. Da, pentru că nu i-a prins W-ul. Dacă nu-i prindea W-ul, murea pentru că îi duse exhaustul. Aș fi jucat mai agresiv dacă eram Jinx aici. Sincer. Dar pare support diff. În momentul ăsta Vipont nu prea reușește să găsească poziții și engage-uri bune împotriva lui Blitzcrank și Kai'Sa. E destul de greu.
Foarte echilibrat meciul în momentul ăsta. Pare că nu e echilibrat, dar e foarte echilibrat, credeți-mă. Diferența de gold nu e mare. Vreo 3000 gold, care da, contează. Ok, Evelyn vrea să facă un kill pe Annie, care își dă back. Nu respectă faptul că Evelyn se face invizibilă, dar e greu să o omor pe Annie, man. Tibers e broke în chat. Ok. Se retrage Annie, foarte bine. E greu rău de tot să o bați, foarte greu. Ok. Păi și ea... Rift Scuttle-ul, cum se cheamă. Ultimata dată direct pe Evelyn. Bine jucat, de să vă dau la Mumu. Ultimata dată e de Evelyn ca să scape. Și vine botlane, nu? Și rotație făcută de botlane. Încearcă să se... Annie dă dodge la W și scapă. Am văzut că s-au retras. În momentul ăsta Kai'Sa poate să pușeze tureta destul de lejer, ceea ce e bine. O să strângă destul de mulți bani botlane-ul lui Blueside în momentul ăsta. Ok. Top lane-ul din nou în momentul ăsta pare favorabil pentru Renekton. Cred că Renekton chiar poate să-l bată 1v1 în scurt timp, odată ce are Blade of the Ruined King. Dar nu cred că își face Blade of the Ruined King primul item Renekton. Ok, ei nu știu că e Evelyn aici. Ok, dar acum au aflat Evelyn neavând ultimata. Țineți minte, cred că Harmonium poate să facă o schemă dacă reușește. Nu, și-a prea mult damage și ultimata dată. Moare Evelyn și supraviețuiește. Nu, că Jinx și-a dat. Și-a lăsat de un Jinx, foarte frumos jucat. Ok, până la urmă face kill Darius pe Renekton. Foarte aproape să-l moare. Venise și Hecarim să facă trade-ul, dar n-a reușit. A scăpat totuși Darius. Hecarim, jucător deștept, îl respectă pe Darius și faptul că și-a luat reset și că în momentul ăsta poate să-l moare cu ultimata. E destul de greu să bați Darius. A respectat faptul ăsta. Foarte bine, aș juca la Drake dacă ar fi Blueside. Ok, se pare că Hecarim cred că vrea să dea Drake-ul. Da, Evelyn vrea să ia Drake-ul și Hecarim o să ia Heraldul în momentul ăsta. Interesant. Da, cam asta o să fie trade-ul. Drake pentru red side și Herald pentru blue side. Cumva e ok. Aș fi prioritizat Drake-ul, dar știi cum e, că dacă lași prea mulți heralzi, heraldul dă 300 gold pentru ăla care îl omoară și poate să fideze prea rău Evelyn dacă îi lași toți heralzii. Nu cred că vrei să faci asta. Aici se poate, ok, bun engage. Avem încă ultimata lui... Nu avem ultimata lui Renekton. Ultimata data trebuie să aibă grijă pentru că Darius poate să facă kill-uri. Darius e foarte OP, nu poți să-l bați efectiv, e foarte OP campionul ăsta. Și gândiți-vă că nu e atât de în față. Dacă avea Blade of the Ring, King Pantelimon și ultimata, nici Darius nu are ultimata și ei nu că știu asta. Ok, ultimata, Andu e în mari probleme pentru că De Bruyne îl pâine cu ultimata și stun-ul și Evelyn e pe De Bruyne în momentul ăsta care încearcă totuși să o prindă pe... Ok, eu m-aș fi focusat, dar are ultimata Evelyn, e mort. Da. N-aș juca rău, dar e greu. Ok, aș da dive. Se retrage Darius, bravo. Ok, și că e easy pentru Blue, nu mi se pare easy. Mi se pare chiar un meci greu. E diferența de gol doar 2000, despre ce vorbești? What are you talking about, chat? What are you talking about? Ok, Jinx e în bază și curăță armele. 100 farm pentru Jinx, 100 farm pentru Mihai. Cu cool, cu 5 kill-uri. Ne vedem. Pantelimonul petrece și dă back, cred, sau vrea să mai pușeze unul ei destul de târziu. A luat câteva plate-uri cei drept topside-ul, îi dați jos aproape complet. Ok, Darius joacă safe. Văd că nu vrea să se bată cu Pantelimon. Pantelimon o să-și dea back în tupă. Evelyn și ea red-ul. Era pregătită în caz că urmeau o bătălie pe top lane pe care cred că o câștigau Darius și Evelyn, având în vedere că Evelyn are... Că Darius are mitica, dar Hecarim e în față la campuri în momentul ăsta. Bine de ținut minte, pentru că Hecarim, primul item, 100% și a Spear of Shogun. Ok, se duce frumos, se intră în Ahri. Ahri prinde totuși charm-ul. Ahri reușea să-i prindă, dar nu cred că voia să-și dea ultimata. Sau nu avea, da, o avea, da. Nu cred că voia să-și dea. Dacă chiar era bine, dacă și-o da, și-o dădea. Pentru că Annie putea să vină să continue cu stun-ul și nu cred că avea unde să scape Ahri. Dar având flash-ul...
Păi că avea și ulta Ahri și era destul de greu să o bați. Ok. Q dat aici, încearcă niște mici, o tatoneală pe top în momentul ăsta, nu se întâmplă niște lupte fenomenale sau ceva. Ok, să vedem de Bruine. Moare până la urmă. Începe Evelynul să dea one shot. Evelynul ce item are? Și-a făcut Hextech protobelt-ul ăla. Și va fi un gang făcut pe bot-o. Oh, mama. Cred că Wimson, tu ești ai hooked you, sorry, dacă nu mă înșel. Da, un pic departe Q-ul ăla alu Blitzcrank. Ok, e moartă Ahri. Ultimată, tot ce trebuie, frumos. De-aia îmi place Hecarim. Vii ca trenul. Da, e grav aici ce se întâmplă. Dar nu poate să vă moare. În care ultimat oricum și Renekton? Adică dacă e de ultimat la momentul potrivit și Hecarim cred că moare. Ok, dar nu are ultimat Evelynn. Nu are. Aproape o bătea. Cu protobeltul, frumos. Frumos. Vă dați seama dacă avea ultimata să-și o dea aici. Ai, tu ești Rene Wimson, ok, tu ești Pantelimonul. Pantelimonul petrece. Ok. E grav, Evelina în momentul ăsta face treabă foarte bună. Ok, Dragoș, un pic de... Și-a luat Spirit of Shogun pe Hecarim, o să se schimbă un pic situația. Vă zic de pe acum, Hecarim o să fie OP cu Spirit of Shogun, dar e greu să te bați cu Evelynn, aia e problema. Ok, a luat Redu Kai'Sa. Bun. Ok, Huku mor. Frumos. Frumos aici, bravo. Bravo, Blueside. Încă 3000, deci în momentul ăsta sunt fix la 3000 gol distanță. Blue de red. Ok, se dă ultimata pentru Renekton. Renekton totuși încearcă să se lupte cu el, dar e greu. Nu m-aș duce mai departe pentru că Darius 100% te bate. Are totuși itemul ăsta. Nu știu dacă e build-ul ăsta pe Renekton. Like, what the fuck. Gen, nu m-aș duce cu build-ul ăsta pe Renekton. Dar cine sunt eu să judec până la urmă? Ok, să vedem. Vor să joace la Drake. Aș avea grijă dacă aș fi în locul lui Hecarim. Hecarim totuși vrea să îi lasă să ia Drake-ul, cred. Ba nu, dă pigur că vine. Hecarimul vine la dragon și teleport, da, de Renekton. Aici s-ar putea să intervină diferența de teleport chat. Pentru că Drake-ul e up. La OP Renekton au absolut toată echipa la Drake. Teoretic e imposibil pentru Blue Side să piardă dragonul ăsta. Nici nu cred că o să dea contest Red Side. Nu cred că o să dea contest. Sau, ok, Pantelimon încearcă ceva, dar e șters de Evelynn. Total prost engage-ul dat de Pantelimon. Nu trebuia să fac asta. Ok, Harmonium încearcă totuși să scoată pe Evelynn. E foarte greu. Au luat Drake-ul și overall e... nu pot să zic că e un win mare. Pentru că dacă stai să te uiți la diferența de gol, sunt la egalitate. Să zicem că e win pentru Blue Side pentru că au luat Drake-ul. Pentru că totuși Darius a dat tureta pe top. S-au făcut kill-uri 3 pentru Blue Side, 2 pentru Red Side. Deci diferența de gol nu s-a mărit sau ceva, având în vedere că Darius a luat tureta pe top și Darius e un campion broken. Deci aici se încearcă o luptă, 100% o câștigă și a dat flash-ul, bine. I-au scos flash-ul lui Evelynn. E foarte important. Pentru că o bătea teoretic, 1-1, dacă n-are ultimata Evelynn nu prea poate să-l bată pe Hecarim. E un pic spre imposibil. Dar e bine, cumva i-a scos flash și eu acum... E mai greu să facă un kill fără și să și scape sau știi? E mai greu cu Evelynn acum. Fără flash. Mai ales dacă face un engage prost sau ceva să zicem. Ok. Leona taie ward-urile și face treaba pe pont foarte bine. Vedem diferența de bot laner. Diferența e doar de kill-uri că de farm stau bine ambele echipe. Ok, bravos. Vedem. Ok, se dă un charm. Cu ultimată, dar... E și Darius, nu, I hooked, oh my god, Blitz. I hooked you, sorry. Oh,
prost engage, prost engage. Vine și Hecarimul totuși, încearcă să o omoare pe Ahri, dar s-ar putea să aibă charm-ul. Ahri își dă râu, îl scot pe Vipon totuși, își dă ultimata peste zid, nici măcar nu și-o dă în ei, s-ar putea să moară pentru ultimata asta. Pentru că a urmărit-o pe Ahri, dacă nu o urmărea pe ok, vine totuși și cred că îl omoară pe Darius. Darius îl prinde repede cu ultimata. Dragoș foarte bine, Armonium este mort și el. Mai e doar Annie și cu Renekton în viață. Annie și Renekton. Un trade favorabil pentru Red Side. Era inse... Aici, lupta asta a fost pierdută de Hecarim cu ultimata aia pentru că i-a dat chase lui Ahri. M-aș fi dus normal, pentru că dacă intrai cu ultimata acolo, când erau Darius, erau Jinx, erau Ahri, erau toți acolo, dacă intrai cu ultimata în ei acolo, era triple, easy. Dar a judecat greșit faza. Unlucky, era foarte bună situația pentru Blue Side acolo. Ok, Pantelimonul petrece de prima turetă. Leona vrea să-i dea contest. Vipont, cum era să îl bată? Dar nu atacă. Cum a făcut, era într-un match de LEC. Soraka a bătut top laner-ul care dădea tureta. Că și-a luat turet damage și l-a bătut Soraka. Ok. 16-14, diferență de 3500 gold. Ok, s-ar putea să moare. Da, l-a prins, dar n-are cum. E prea mult. A apucat să-și dea eu peste zid. Frumos, frumos a scăpat Pantelimon aici. Ok, să vedem. Bine intrat. Bine rău de tot, mort, frumos. Frumos play făcut de Blue Side aici, frumos pick pe Darius. Ar putea să joace la Baron. Hecarimon e interesat, dar ar putea să joace la Baron. No, nu e bine, Hecarimon e cu voi. Se va transforma din acel play superb. Ultimata de Evelyn dată random. Total random, a crezut că îl prinde, dar nu l-a prins. Hecarimon e departe, nu poate să-i ajute, dacă era și Hecarimon aici era așa bine. Pantelimon încearcă totuși, a dat flash-ul. Ok. Ok. Moare Vipont totuși. A murit Vipont. Nu e rău. Hecarimon a trollat-o un pic. Cumva. A prioritizat red-ul, dar nu cred că poate să. Ok, o ia pe Evelyn totuși. Cred că o ia și pe Ahri. Sunt șanse, dar nu cred. E greu că e sub tur. Oh, bine, cu ultimata. Ok, Hecarimul totuși își revine, dar intră în, și mai tanchează un turret și aceea e Unlucky, dacă era și Hecarim aici era easy pentru ei, pentru că Darius era mort. A fost foarte bine ce au făcut echipa lui Hecarim. Se vă dau la Mumu, Armonium, Huctiusori și De Bruyne, Pantelimon, toți acolo. L-au murisură pe Darius foarte frumos. Dar, na, n-au fost pe aceeași pagină, să zicem. Unlucky. Ok. Drake-ul ia. Hecarim e mort. În schimb. Deci și Hecarim e mort pentru încă 5 secunde. Bine, vine repede aia fața. Să zicem că odată ce ajunge Evelyn acolo, ajunge și Hecarim. Deci o să fie un contest la Drake 100%. 100%. Ok. Average Eve. Ok, și Darius-ul e acolo. O să fie contestul tău astăzi, dar Renektonul e pe top. Vrea să pușeze topul. Renektonul vrea să pușeze topul. Nu e interesat de lupta asta. Cred că vor să-l dea sau o să încerce să-l pure să vă dau la Momo. Vedem ce se întâmplă. Cred că o să încerce să-l fure mai degrabă. Ei își dau back. Nu știu pe Evelyn. Evelyn totuși intră și îi dă one shot. Ca ei să-i. Ok. I hope you sorry, e mort și el. Ar putea să le moare Evelynul. Da, le-a murit Evelynul și supraviețuiește? Sau? Nu, da, supraviețuiește ultimată wide un pic dată de Rareș Warwick. Ok. Cumva e worth. Evelynul e mort, a murit trade, dar dacă lua tureta, ceea ce și va face, stă. Da, e vor să ia Drake-ul. Dar Hecarimul poate să-l fure. Aba, nu are smite. Ok, nu fură nimic. Ok, s-a luat tureta. Se ia Drake-ul.
Overall nu e rău. Nu e rău. E că rimă într-o poziție bună să care meci. O dată ce are mitica o să fie bine. Le se scape de Darius și de Jinx. Și de Evelynn, normal. Ok, exhaustul lui Jinx este scos. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Vor viziune la Baron. Vine și Renekton, stă la sutos. Fie un contest de 5 la 5. Dar n-au pe Jinx încă. Vedem ce se întâmplă. Vedem ce se întâmplă. Harmonium. Casey dă back, aparent. Nu vor să se bată la Baron. A fost un fel de mică tatonare să vedem care începe. Dar stă bine pe viziune red side la Baron. Deși mai probabil va fi foarte greu să ia Baronul sau să conteste ceva echipa lui Hecarim cu De Bruyne și toți băieții. Cred să vă dau la momul prin deperare și Warwick un pic într-o poziție foarte proastă. Chiar ia un shutdown pe el și îl scoate din joc. Ceea ce teoretic le permite să ia Baronul dacă vor. Dar nu cred că vor să facă asta. Trebuie să aibă grijă, Evelynn e invizibilă, acești băieți. Și Pantelimonul e prins. Nu mai petrece Pantelimonul după faza asta. E de ultima ta? Da, e târziu. Pantelimonul nu mai petrece. Pantelimonul a murit. 267 pentru Pantelimon, 34 pentru... Ok, nice. Poate să o bată, poate să o bată. Dar vine Evelynn. N-are ultă Evelynn în schimb. Da, e bine rău de tot, e bine rău de tot. Să vă dau la Mumu, vine puternică rău de tot în ei. Charmul lui Ahri, ratează eu Darius. Darius își ratează eu. Să vedem ce se întâmplă. Stun pe Darius. Darius e mort. Ultimata lui Annie. Vine clutch. Ok, cred că și ultimata de Kai'Sa a fost folosită în lupta aia. Și acum o să se ducă să ia Baron-ul. Pentru că Renekton se spawnează înaintea lui Darius. Și vor avea avantaj orice ar fi. Da, Renekton folosește un teleporter. Top. Echipa Red se rotește către Baron-ul ăsta. Să vedem dacă reușesc. E Baron Free 100%. Da. Baron Free pentru echipa Blue. Diferența de gol de 5 min în momentul ăsta. Dar la cum arată lucrurile, oricine poate să câștige. E în funcție de cine va face play-ul suprem. 24 la 24 chiar. Teoretic Blue Side poate să caute să încheie meciul în momentul ăsta. În momentul 30 deja. Cum v-am zis, un meci foarte echilibrat. Meci foarte, foarte echilibrat. Care sunt diviziile băieților? E, mă rog, nu știu. Random. Evelynn și Hecarim sunt, să zicem, au cea mai mare divizie. Pantelimon. Caută un pic pe Jinx. Dar Jinx are ward. Dar e moartă dacă... Ok, el își pregătește stun-ul pentru o luptă. Ok, Andu curăță niște orduri. Să aibă un pic de viziune prior. Să încerce să ia ăsta. Dar îl prind pe Andu într-o poziție foarte proastă. Andu pică instant. Instant. Și Hecarim are toate samza pe Evelynn la fel. Pantelimonul e prins și se folosește și exhaustul. Este absolut mort Rareș. N-are ce să mai facă. Pantelimonul încearcă el ceva aici. Dar cu build-ul ăsta nu dă damage. Adică dă, dar nu dă așa, wow. Ok, să dau la Mumu, încearcă și intră pe Every Javelin. Foarte frumos Harmonium. Dragoș. Totuși lămoară pe Pantelimon. E un 4-2. O să încerce să încheie meciul. Nu cred că poate să-l închidă. Cu așa echipă n-ai nevoie de duș.
Bă, nu mai dați, mă, Vali. Nu mai dați spoilere, Vali. Au dat surrender, dar n-aveți voie, mă, să dați surrender. Da, eu se jucă la turneu data viitoare. Ok, să vedem. Încă se joacă, încă se joacă. Nu suntem așa de în spate până la urmă, știi? Suntem fix. N-avem unde să mai mergem mai mult de atât. Vedem. Se ia al treilea Drake pentru Blue Side. Trebuie să aibă grijă totuși la Mihai cu Harmonium-ul lui. Pentru că o duce foarte, foarte bine pe... Ce ai făcut, mă, Savitare? Ce ți-a făcut, mă, să vă dau la Mumu? Să vă dau la Mumu, tu cine ești pe chat? Că nu mai știu. Nu mai știu după nume cine erai. După nume de pe chat. Râjână? Ah, ok, tu ești. Da, 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 mi-am amintesc. Aveam în cap pisica, știi, de la poză, dar nu mai mi-aminteam numele. Că n-ai chiar un nume, ai 3 litere. Ăla e, mă, băieți. Bă, a fost distractivă ziua de azi, sincer. Și da, mai aveți șanse să jucați toți săptămâna viitoare, duminică. Încă mai facem unul. Și săptămâna viitoare cred că dau și un skin random de puține LP-uri. Cine este Savitar în joc? Every Javelin. Ok, să vă dau la Mumu, intră tare. Evelin e cu două nivele în spate deja, nicio șansă. Nicio șansă, Hecarimul. Da. Ok, Darius. Na, nici Dragoș n-are ce să mai facă. Așa. Cum am văzut, mă? Cu așa echipă n-ai nevoie de dușmani. Deci cu așa echipă n-ai nevoie de dușmani. Foarte, asta e tare, asta te să-ți ții minte. Îmi place mult vorba asta. E bună, rău. Ok. Continuând. Da, e 3 plus Evelin moartă. Doar un Darius Pentakill random ar putea să se mai întâmple în momentul ăsta. Da, Evelin a dat direct. A dat direct, v-am pupat, băieți. Chiar ăsta fumeciu, ăsta a fost finala, finaliștii. Bun, dar nu s-a terminat. Haide! Haide, Harmonium! Vrea să-și ia viața astea. Trebuie să facem regulile mai stricte, să nu mai poată să-și ia viață și chestii, că după aia durează prea mult. Iară să mă afeca, bă, drogatule. Ia. Yeah. S-a dat și Q. S-a dat și Q, lor am. S-a dat și Q. Ok, cu Q, hai. Bine, cred că îl bate. Are Q. Boom, cu ultimată. Cleanse. Mamă, ultimată de la Veigar. Ce se joacă? W-ul prinde. Dacă îi dă un Q Veigar, că Ramus nu mai are mană, mâncați. Ramus nu mai are mană. Deci Ramus nu mai are mană, s-a terminat. Și cabinet de Pantelimon aici, de ce să vă mint? Și face viața. Da, bine, și-o face și... Da, acum o să fac amândoi. Nu, no, e mort Veigarul. Și cu tine ar trebui să jucăm un meci de 1v1. Ce trebuie să fac să particip și eu la 1v1? N-ai cum. Da, exact, e finala echipei câștigătoare. Dacă Râjână nu-i pe cea, facem finala. Aia e între cine câștigă de aici și Mihai. Se lungește meciul ăsta, se lungește. Joacă Jana de toți banii. Exact, știi? Joacă Jana de toți banii. Nu ratează nimic. Și încearcă, mă, șansa, bravo lui.
Dă-i tare, mă. Dacă-l bați pe Viego Tensi, ești șmecher rău de tot. Ia uite cu minion damage. Dar are ultima. Uuuu! Bine! Dacă mai prindea un Q ceva. E mort. Unlucky, nice try. Aia era schema, aia era. Dacă îi prindea și un Q să-l mai ține sub turn. Trebuie să avem echipe randomizate, cum ai zis. Cred că așa ai zis că e. Randomizate echipele. În același timp trebuie să le echilibrăm un pic. Că nu putem dacă într-o echipă pică 2 diamonds și echipa de cealaltă n-are nici măcar un gold să le lăsăm așa. Știi ce zic? Ok, un char cu un all-in cred că-l bate 100%. Da. GG. Nu știu cum putea să câștige Jean match-ul. Gen putea dacă dădea chestii bune. Nice. GG băieți, foarte frumos. Bă, Mihăiță, ești campion azi. Ești campion.